Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care nu aveau păstor și a început să-i învețe multe lucruri. Încă ziua era pe sfârșită, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșită. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și în satele din prejur, ca să-și cumpere, să cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Isus. Dar ei i-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți. S-au dus, le-au văzut câte pâini au și au răspuns, cinci și doi pești. Atunci le-a poruncit, să-i așeze pe toți cete, cete pe iarba verde. Și au șezut în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi și le a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărmituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinele erau 5.000 de bărbați. Și versetul 52, după ce ei merg cu corabia în partea cealaltă, îi prinde furtuna, Iisus vine pe ape, îi ceartă că nu au avut credință și le spune așa, Marcu 6 cu 52, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă inima le era împietrită. Amin. Vă mă rog să reocupați locurile. Ei nu au înțeles minunea cu pâinile. Mulți politicieni astăzi, în ziua de astăzi, ar vrea să înțelegem minunile ce vor ei să le facă. În special astăzi, nu-i așa? Pe undeva ne convine alegerile astea, Că se asfaltează, parcă vine Ceaușescu în vizită. Păcat că după alegeri, timp de patru ani, nu se prea face nimic. Dar nu am venit să vorbim despre politică, sper că ați mers și ați votat. Nu ca mine, care n-am avut timp dimineață, sperăm să ajungem cu bine, trebuie să ajungem cu bine, să ne facem datoria civică. Aia, realitatea că de 30 și ceva de ani suntem în România ca cetățean dintr o dintr-o scrisoare pierdută. Și eu cu cine votez? Mai ales astăzi, când dreapta e stânga și stânga e dreapta și se pare că au dat mâna și nu mai știi care e stânga și care e dreapta. Dar astăzi trebuie să ieșim și să votăm cu conștiința și să ne rugăm pentru cei care vor ieși. Dar dincolo de datoria noastră cetățenească, noi, creștinii, cei care îl cunoaștem pe Isus, avem o misiune mai mare. În timp ce ne rugăm pentru cei care vor ieși, noi avem o chemare. Și chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o este întotdeauna în contextul misiunii noastre pe acest pământ. Știm foarte bine din Evanghelie că Isus a trimis pe cei 12. Și le-a dat putere. Ulterior ar trimis pe cei 72. Le-a dat putere asupra duhurilor. Asta înseamnă putere spirituală. Ei au mers și și-au exercitat chemarea pe care le-a dat-o Isus. Și apostolii scriu în Evanghelie că până atunci ei doar l-au secondat pe Isus în misiunea lui. Dar după ce au fost trimiși și împuterniciți, ei au mers și au lucrat în autoritatea și puterea pe care le-a dat-o Iisus Hristos. Erau ambasadori împuterniciți. Și au făcut un lucru foarte simplu. Simplu pentru noi să-l citim. Nu au avut strategie, nu au urmat cursuri de specializare, nu au participat la conferințe. Marcu zice, de fapt Petru prin gura lui Marcu, Zice că ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Bang, simplu. Multor evanghelici le rușine să spună că sunt pocăiți. Din cauza trecutului. A blamei. Dar realitatea este că prima misiune a ucenicilor a fost să propovăduiască pocăința. Nu trei pași să devii administrator, tată, soț, evanghelist. Nu. Au propovăduit Evanghelia. Au propovăduit pocăința. Cum propovăduiau ei? Scoteau mulți draci, ungeau cu un de pe mulți bolnavi și vindecau. Și s-au întors obosiți și mulțumitori că Dumnezeu a dat biruință și după ei venea o mare mulțime de oameni. Pentru că Isus ne învață astfel, i-a învățat pe ei atunci și pe noi astăzi, puterea extraordinară a multiplicării. Dintr-o biserică s-au mai făcut 12. Wow! Extraordinar! Puterea extraordinară a multiplicării. Oamenii au venit foarte mulți la Isus. Și Marcus spunea, tocmai am citit, că erau așa de mulți oameni care veniseră să fie vindecați, eliberați, să audă Evanghelia, să fie mântuiți, încât nu aveau timp să mănânce și să doarmă. Când e ultima oară când n-ai avut timp să mănânci? Știm că facem parte dintr-o trezire spirituală atunci când slujitorii nu au timp să mănânce și să doarmă. Doamne, adu timpurile alea. Ne dorim mult aici, în orașul ăsta, timpurile alea, când slujitorii sunt extenuați, nu de blogăreală, vlogăreală și contre pe Facebook, ci de slujirea oamenilor. Amin? Slujitorii sunt atât de puțini în ziua de astăzi, cei care fac ceea ce contează. Și ucenicii văd că locurile la gol. Era un pustiu, departe de localități. Iisus strategic se ducea în afara localităților ca să evite autoritățile romane, farisei, cărturarii care puteau să, să intervină. Și s-au dus la Iisus și au spus trebuie să le dai drumul pentru că vine noaptea și nu au de unde să ia pâine. Ucenicii văd nevoia și se adresează lui Iisus pentru a primi revelație. Și revelația este așa. Dați-le voi pâine. Primul este primirea revelației. hrăniți voi. Așteptau, mă gândesc eu, poate, când le-a spus dați-le să mănânce, așteptau poate să spună, am vorbit cu, de aia, glumesc, n-aveți de unde voi, am vorbit cu patron la Mesopotamia, vin 5.000 de șaurme acum. No, noi glumim, dar de multe ori, când avem o problemă în casa lui Dumnezeu, începem să ne căutăm prin buzunare. Bă, câți bani avem în caserie, Emi? Câți bani avem în caserie? Vedem cum, cât putem să... Păi s-au căutat, deci că avem vreo 200 de lei. Cred că nici cu supă de varză și un colț de pâine n ajunge la 100 de oameni, dar păi la 5.000. Pentru că tendința umană este să vezi ce poți să faci ce poți să faci tu? Cum poți tu să miști lucrurile? Prima oară s-a căutat în buzunare. Care este primul tău instinct când ai de necaz? Țineți minte de femeia cu scurgere? Țineți minte ce spunea evangelistul? Zice, și-a cheltuit toată averea la medici. Care a fost instinctul ei primar? Câți bani am în bancă? Pe cine cunosc? Cunosc pe cineva, un specialist pe la Spiridon să mă ajute? Primul instinct al omului este să salveze cu resursele pe care le are. Dacă nu am bani, mă împrumut să-mi rezolv problema. 200 de lei. Supă de varză. Stai că n-aveau cum să o fiarbă. Oameni buni, resursele noastre sunt limitate. Unii dintre voi spun amin, amin, amin. Resursele sunt foarte limitate. Nu-i așa? Sigur că putem ajuta și suntem gata oricând să dăm sacrificial pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar resursele noastre sunt limitate. Întrebarea lui a fost. Ce aveți? Când ei s-au uitat în caserie și au văzut 200 de lei. bă frate, n avem ce face cu 200 de, lei. nici noi nu ne hrănim cu 200 de lei. Iisus le spune, nu, nu, nu despre asta e vorba. Ce aveți? Câte pâine aveți? Că nu avem ce face cu bani acum. De unde să, ce să faci cu bani în pustie? Ce aveți practic acum la voi? Câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți. Și îi trimite pe ucenici ca să caute pâini. Din o evanghelie sinoptică, în altă evanghelie, știm că era un băiețel acolo cu un lanci. I-a pus mama prânz. Și au găsit cinci pâini și doi pești. Cinci pâini și doi pești. Câte pâini aveți? Cât ce ați găsit? Iată ce spun. Dumnezeu nu-ți cere niciodată ceea ce nu ai. Întotdeauna când ai o problemă de rezolvat ce te depășește, atenție mare, Dumnezeu te întreabă ce ai, ce poți. Ce poți. Pentru că noi ne uităm întotdeauna la munte și zicem, Doamne, muntele ăsta e prea mare. Isus te întreabă ce ai. Mă întreabă ce ai, ce poți să faci tu. Care este zestrea ta? Ce poți să faci tu? Săptămâna asta s-a stricat pianul ăsta roșu. Și când ne-am uitat în spate să vedem cât ne-a costat, ne-au luat toate căldurile și frisoanele și de toate. Și ne-am amintit cât de greu am strâns banii. Țineți minte care a fost aici? Am făcut colectă, am strâns bani, au fost greu pentru noi la început, are câțiva anișor buni. Slavă Domnului că s-a reparat, sper să, sperăm să țină. Și voi spuneți amin la asta, că dacă nu facem o colectă din nou. <laughs> și ne gândeam ce greu am strâns atunci când eram la început banii pentru pianul ăsta. Și apoi mi-am adus aminte când am găsit spațiul ăsta, cine ține minte, eram la palas și am spus că trebuie să strângem 50.000 de lei. De euro. Am vrut să văd dacă sunteți atenți. 50.000 de euro, păreau mulți pe vremea aia. Emi, cât s-a cheltuit până la urmă total? De două ori? Aproape de patru ori 50.000. Și am zis, băi, de unde au venit banii ăștia? Noi am dat ce am avut, Domnul a binecuvântat. Ieri mă uitam și vorbeam la nuntă cu frații care erau acolo și am zis suntem în locația nouă extraordinară, dar în 2 ani facem 10 ani și acolo, atunci am vrea să avem terenul nostru deja. O muntele prea mare, nu avem bani. Da, știu. Dar Iisus ne întreabă ce aveți voi. Duceți și mergeți ce găsiți voi. Și aici nu se referă numai la resurse materiale. O pomenesc rugând în ultima vreme pentru, pentru departamente, pentru echipe, pentru lideri. Și zicem, Doamne, avem nevoie de oameni pasionați pentru evangelizare, care să meargă la pescuit. Nu la pescuit de ăsta, cu pescuit de oameni, la ăsta mă refer. <laughs> Vă spuneam mai devreme, avem nevoie de oameni care să cumpere brilete la remarcabil. Pentru ei și pentru prietenii lor, noi și măcar pentru noi nu-i cumpărăm. Lăsăm pe ultima, că asta, e, asta este românul. Sâmbătă dimineața aici la rugăciune ne rugam cu câți am fost aici și am... Domnul nu spune așa tu te rogi ca să vină oameni, dar ce ai? Ce ai? Păi ce avem? Păi ce aveți acum? În echipele voastre, nu oamenii ăștia dedicați, oamenii ăștia frumos și am înțeles. Nu trebuie să ne rugăm pentru ce este în afară, ci trebuie să ne rugăm ca ceea ce avem să fie binecuvântat de Domnul și să se multiplice. Ai, trebuie să spuneți amin la asta că predic mai bine decât atât, cam. Amin. De multe ori ne uităm în afară ce oh, ne-am dorit din afară, să avem din afară ceva. Nu! Nu trebuie să mă rog pentru ceea ce am, ce resursele care le am și am înțeles că trebuie să mă rog ca Dumnezeu să împuternicească pe cei care sunt să umple cu Duhul Sfânt echipa. El să mulțească ceea ce avem, așa că nu mă mai rog să aducă, ci mă rog să binecuvinteze ceea ce avem. Amin. Nu mă mai rog să vină nu știu ce miracole, ci mă rog ca El să folosească miracole care sunt în casa asta. Fiecare om care a pășit cu o inimă sinceră pe ușa asta este un miracol al lui Dumnezeu. O resursă extraordinară, un om mântuit, salvat. Ce mai aveți nevoie? Ce să mai fac pentru voi? Și am înțeles? Am înțeles? La fel și pentru nevoile tale personale. Ascultă-mă bine ce spun, indiferent care ești aici. El poate binecuvânta puținul ca să ajungă. El poate binecuvânta puținul. Părinții tăi au avut 10 copii care ești pe aici ai fost din familie numeroase și n-ai dus lipsă de nimic. Și tu ai doi și nu poți să dormi noaptea. Amă. Hai să fim serioși. Ei au mâncat pâine, ați mâncat și cu... Cu ce? Nu era punt. Cu margarină și cu... Și a- ajuns bine până acum. Nu s-a întâmplat nimic. Și tu te îngrijorezi cu un copil. Nu știu dacă îl mai fac pe al doilea, că e greu în, în, în economia asta. Ce ai în casă? Când femeia a venit și a spus, Doamne, îmi ia copiii, nu am cum să plătesc datoria. Ce spune profetul? Ce ai în casă? Am un vas și un pic de ulei. Ok. Ăla, puținul ăla, îl binecuvintează Dumnezeu. Nu numai ai să-ți plătești datoria, ci îți ajunge până trece totul. Până trece în pasta peste casa ta. Oameni bun. un băiețel de acolo, când s-a pus întrebarea, băi, aveți vreo pâine la voi? Aveți vreo pâine la voi? Acum hai să fim serioși. Hai să ne gândim cu mintea asta de român noi suntem români, avem toți sacoșe în porbagaj, nu? Hai să ne gândim puțin. Voi credeți că din 5.000 de oameni au fost numai 5 pâini și 2 pești? Voi chiar credeți că este asta? Hai să fim serioși. Păi dacă mama i-a pus pachețelul unui băiat 5 pâini și 2 pești, voi credeți că n-aveau și ceilalți? Aveau, fraților. Dar știți ce au zis? Să-mi ajungă mie. Lecția extraordinară pe care de multe ori nu o vedem, este uimitor, este că acest copil a înțeles că a te sătura singur nu este suficient. De multe ori venim la biserică și ne săturăm singuri. Oi ce fain a fost, extraordinar, închinarea, super. Am luat un cuvânt din partea lui Dumnezeu și plecăm și nu zicem nimic, trăim într-un secol consumerist și suntem niște creștini consumeriști. Isus vedeți? Iisus trece la acțiune. În cauza... Un, datorită unui băiețel care a înțeles, băi, nu-i suficient să mă satur singur? Nu, 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 nu. Eu trebuie să dau și altora. Și ce a făcut Iisus? I-a pus să-i în încete de 50 și 100 de oameni. Eu mai o odată, asta este prima dovadă că Iisus era adeptul grupurilor mici. Și al doilea miracol pe care nu-l înțeleg, deci cât cei care au lucrat cu oamenii, este că au reușit să împartă în grupe 5.000 de oameni. Voi vă gândiți asta? Câteodată suntem aici cu câțiva tineri și e greu să-i în grupe. E foarte, cel mai greu. Nu că eu vreau cu ăla, eu vreau cu ăla, dar eu, dacă... Ea a împărțit, asta e un miracol extraordinar. Acum, când stăm în fața nevoii, trebuie să primim revelația, adică lumina, cum să procedăm și ce să facem. Revelația lui Isus sună așa, hrăniți voi. Noi? Cum? Prin rugăciune, cu mulțumire. Cu ce? Cu ce aveți? O fiți atenți. Poporul trebuia să fie hrănit de ucenici. Orice nevoie a Bisericii trebuie neapărat să poată să fie suplinită de ucenici, de cei care sunt în Biserică. Păi nu avem resursele necesare, corect. Însă avem toate resursele spirituale. Dumnezeu este cel care poate să înmulțească. Cel despre care am auzit mai devreme că este fără pată, poate să înmulțească resursele noastre limitate. De asta, fii atent. Când vine diavolul și îți spune, nu ești în stare. Să-i spui, știu satană, dar cel care poate totul m-a trimis. Când oamenii îți vor spune că sunt și de ăștia pe lângă tine, n-ai să reușești. Tu să-i spui, eu nu, dar cel care m-a trimis a și biruit și numele lui este Victor, biruitorul. Când nu reușești de unul singur să scapi, de lanțul adicției care te leagă, nu poți scăpa de pornografie, de fumat, de droguri, de păcănele, să spui singur nu pot. sunt slab. Însă cel care poate este cu mine. Și el poate să mă dezlege. Oricare ești aici. Nu vreau să te condamn, ci vreau să spun vestea cea bună. Iisus este mântuitor și astăzi. hrăniți voi. Păi cum, Doamne, nu putem? Nu puteți voi, dar pot eu. Atinge pe cel de lângă tine și spune, el poate. El poate. El poate. El poate să-ți restaureze căsnicia. El poate să-ți restaureze viața spirituală. El poate să-ți dea copilul visat. El poate să te vindece. El poate. El poate să aducă trezirea în Iași și în România. Da. El poate să schimbe clasa politică în România. Vă chiar credeți asta? El poate, el poate, știm că poate. Revelația a fost, noi trebuie să-l hrănim, să îi hrănim. El este cel care mulțește, dar noi trebuie să îi hrănim. Atenție, el nu a spus ucenicilor, voi veți înmulți pâinea. Nu, nu. Cunosc mulți păstori, lucrători care au încercat ei să înmulțească pâinea. Au încercat ei să găsească resurse, se zbat, sună, se împrumută, se trăiesc la 65 de ani pave, Pentru că ei au crezut că pot înmulți pâinea. Dar asta nu le aparținea lor. Isus este Cel care înmulțește pâinea. El a spus doar hrăniți voi. Interesantă revelație. Și vreau să poposim puțin aici. El nu spune căutați-vă prin buzunare, ci spune credeți. Pentru că după revelație, atenție mare, trebuie să împlinim porunca. El a făcut, ei au făcut ceea ce a poruncit el. I-au despărțit încete de 50 și 100, au adus pâinile și pești băiețelui și au adus 12 coșuri pentru ca să-i hrănească. Revelația este ineficientă fără împlinirea poruncii. Atenție mare! Cu orice revelație o primești din partea lui Dumnezeu, vine și un set de porunci. Când Moise a primit revelația pe munte, a primit 10 porunci. Când vine revelația, vine și porunca. Când David a primit revelația templului, a primit instrucțiuni exacte, materiale, resurse, ca templul mai apoi să fie construit de Solomon. Când Manoac și nevastă sa a primit revelația cu, Sam, cu Samson, au primit exact indicații despre pruncul respectiv. Ucenicii au primit revelația înălțării lui Isus. Porunca? Nu vă depărtați de la Ierusalim până nu primiți putere de sus. Fiți atenți, revelația este precedată de poruncă. Nu există revelație divină fără poruncă. Revelația în sine n-are nicio valoare dacă nu împlinim poruncă. Iosif a tălmăcit visele lui Faraon, dar a trebuit să împlinească în tocmai ceea ce era în vise, că dacă nu rămânea un fel de ghicitor de vise și cam atât. În viața noastră spirituală, dacă nu mai visăm, rămânem niște visători fără roade. Nu-i suficient să visezi nu e suficient să ai viziune, lumină, călăuzire, ci trebuie neapărat să începi să împlinești ceea ce poruncește Dumnezeu. Țineți minte ce le-a spus Maria celor din Cana când s-au dus și au spus, nu, 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 nu mai avem vin. Spune, faceți tot ce vă va spune El. După revelație, mergeți la Iisus, vine porunca, faceți tot ce vă va spune El. Cunosc o mulțime de oameni frumoși și credincioși, visători. Care n-au făcut nimic. Pentru că n-au împlinit ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă. Nu este de ajuns să fii de acord numai cu Revelația, trebuie să și împlinești. Știți, văd Revelația ca o cutie de la Ikea. E foarte faină, nu? Dar înăuntru sunt piese și o schiță ca să îți faci masa patul, noptiera, trebuie să, o... trebuie să te apuci la lucru. Știu că bărbatul român nu prea îi trebuie chestia asta și rămâne cu ceva piulițe. Zice, au pus ăștia în plus, mă. După trei luni scârție toată, să rupe, să... Normal că ăștia Au pus din greșeală mai mult, mă. Au pus, mă, mai mult. Ăștia sunt români. Dar revelația e ca o cutie Ikea. Ea vine cu împlinirea poruncilor, cu desene, cu materiale, trebuie să pui mâna la treabă. Acum, întoarce-te lângă la, de lângă tine și spune-i, treci la treabă. Treci la treabă. Dragul meu, Dumnezeu îți trimite coletul la ușă și plătește transportul. Tot ce trebuie să faci este deschis, înăuntru este revelația, dar Dumnezeu niciodată nu va lucra pentru tine. Niciodată. Niciodată Dumnezeu nu va cânta, nu va predica, nu va dona, nu se va implica Nu va face nimic pentru tine Dumnezeu ți-a dat, tu trebuie să începi să împlinești Ai instrucțiunile, pune mâna la treabă Aici suntem oameni gata să lucrăm pentru împărăție Și mai avem nevoie de ucenici care să lucreze Sâmbătă ne rugam aici cu frații, m-am rugat pentru trezirea oamenilor din orașul nostru Sigur ne-a rugat pentru cei care vor ieși la alegeri pentru alegerile de azi, dar, dar am înțeles că nu e suficient să studiezi despre trezire, să vorbești despre trezire. Am înțeles că pentru a exista o trezire, cineva trebuie să trezească primul. Și acel care trebuie să se trezească este cel care primește revelația. Noi ne rugăm specific pentru oamenii din Iași. Știm că Dumnezeu are un plan de mântuire și vrea să aducă vremuri de călăuzire. Avem nevoie de lumină. Mai este cineva aici care vrea să se roage pentru asta? Vă spuneam eu odată Dumnezeu când se uită din cer îi vede pe oamenii de pe pământ cu codul de bare aici. Vede care, care trebuie, care este chemat, care, care va răspunde corect. Dar ceea ce spune Biblia este că cum vor crede dacă nu este propovăduitor. Cum vor crede dacă nimeni nu le va spune despre Isus, cum să audă dacă nu este nimeni care să propovăduiască. Nu e suficient oameni buni numai să ne rugăm. Trebuie să mergem la cei pierduți. Trebuie să-i hrănim noi, trebuie să, să, să ieșim din biserică, trebuie să mergem și în timpul săptămânii la ei. Noi aici avem oameni care nu dau niciodată share la ceea ce face Departamentul Media pe platformele noastre. Ai adevărat, n-am spus niciodată asta. Dar am zis, Doamne, acum am ridicat mingea la fileu, îi dau. Îi dau. Îi dau, trebuie să vină aia din America să spună Vă urmărim, faceți o treabă extraordinară Și eu zic în gândul meu Bă, o face, dar bă, ăștia noștri nu prea dau Vă urmărim cu interes Da, dar nu prea se dă like, inimioară, nimic Eu nu glumesc deloc Ești foarte serios, poate zâmbesc, dar serios Că dai share-uri la podcast-uri cu emisiuni de sănătate, de dietă, de creștere de copii, urania, morar, mind architect, Lucru bune dar finite. Doi din cei pe care i-am botezat ultima dată au auzit de Rema de pe Instagram. Noua evangelizare se face în afară de gură de la gură. Se face pe platforme. Acolo trebuie să fim în mediul online. Noi suntem aici ca să ducem Evanghelia la alții. Noua evangelizare este cea de pe platforme. Gândește-te că ceea ce de acum te plictisește pe tine poate reprezenta viața sau moarte pentru altul. Vestea cu care tu te-ai obișnuit. Știi deja ce vrea să spună predicator înainte să deschidă gura. Ceea ce ți se pare banal, redundant, repetitiv este informația care salvează pe cineva. Un băiețel a avut 5 pâini și 2 pești și a zis nu o mănânc eu, că nu e suficient să-mi fie mie bine le dau Domnului Iisus. Poate spui, nu, eu n-am mulți followers, am vreo 20 de la birou. Exact ce trebuie. Exact ce trebuie. Am doar 5 pâini și 2 pești. Dacă cineva mă blamează că... Doamne, ai milă de noi. Dacă stăm aici, așteptăm, așteptăm mult și bine. Vă spun, ascultați-mă foarte bine ce vă spun. Nu vrem să mărim biserica prin transferul, vrem să creștem cu pești din balta lumii. Dacă ai o inimă de evangelizare, ăsta e momentul tău. E momentul să ne rugăm specific pentru cluburile, crâșmele, sările de jocuri și videoceaturile ca să se închidă. Să se transforme în locuri de închinare. Biserica este locul unde oamenii ăștia trebuie să vină. Hai să spun un, un, un secret. În fiecare săptămână în fiecare săptămână. Mă plimb de nebun pe aici și mă rog. Și pun mâna pe scaune. Și zic, Doamne, scaunul ăsta care e gol. Ăsta nu poate să fie umplut de îngerii sau de arhanghelii tăi. Ăsta trebuie să fie umplut de remus. Sorry, că erai tu aici. N-am nimic cu tine. Tu faci o treabă, dacă ar face toți treaba ta, n-am mai avea loc nici afară. Dar vreau să te uiți la locul ăla liber de lângă tine, pentru că locul ăla e responsabilitatea ta. Și mă rog, și pun mâna pe scaune, asta zici că sunt nebun. Dar asta fac. Doamne. Eu nu să-l cer ca tu să-l umpli, că tu ai dat totul. Îți cer pentru ea ca să înțeleagă că este responsabilitatea ei. Îți cer pentru el ca să vadă că trebuie să ducă Evanghelia și la colegul lui. Că nu trebuie să-i fie rușine de Evanghelie și de Hristos și de pocăință. Ce au predicat ucenicii prima dată? Pocăința. Locul de lângă tine. Dacă ai un loc gol lângă tine, pune mâna pe el acum. Sau, în, în credință, pe locurile alea care zgoale. Spune, Doamne, unul din locurile alea mi aparține mie. Pentru că, scaunul unul gol, este responsabilitatea ta. Doamne, ne-ai dat viziune, ne-ai dat revelația, ne-ai spus să mergem cu ce avem, ne-ai ne, ne spus deoparte, Doamne. Și ne-ai dat opt ani de har aici. Puteți spune amin la asta. 8 ani de har. opt ani de binecuvântare, acum este momentul nostru. Unii vor spune, nu e în puterea noastră, Domnul va face lucrul acesta. Da, dar aduți aminte și spunea mai devreme, pachetul îți vine la ușă, tu trebuie să-l desfaci. Tu trebuie să lucrezi. Tu trebuie să fii cel care despachetezi. Pentru că punctul principal al acestei pilde, este faptul că pâinile se mulțesc în mâinile ucenicilor. Ei nu au înțeles asta în timp ce erau cu barca în furtună, nu au înțeles minunea cu pâinile, fiindcă aveau inima împietrită. Dar astăzi vrem să înțelegem cu toții lucrul acesta. Domnul a luat pâinile și pești. Dăm cu ace pâinile și pești, că trebuie să avem o imagine vizuală. cinci pâini și doi pești, da? Au mi-ai adus masa mică, trebuie să mă pun pe genunchi. E ok, nu e nicio problemă. Fiți atenți. Am găsit și pești. Dar nu-i desfacă, dacă îi desfacă ăștia din primul rând ca toți pe jos aici, o să zică că a venit Duhul Sfânt aici peste. Da. I-am găsit întregi, aproape, fără cap. Dar înțelegeți voi. I-au adus... unde e coș? Mai era un coș. Uh, nu contează. I-au adus pâinile și pești la el. Da? Uh. El și-a ridicat ochii către cer, a rostit bine binecuvântarea, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor. Ăștia erau Petru, cred că era primul, primul coș aici. Pentru că nu aveau cum să ducă pâinile, bucățile și pești în mână. Ei au venit cu câte un coș. Și Isus a avut toate pâinile băiețelului aici, cinci pâini. Toate erau aici. Și ucenicii erau aici, au venit cum? A, bă, aveți ceva coșuri? Și Isus ce a făcut? Și a ridicat ochii către cer și a binecuvântat, exact cum a făcut la cină, afrând pâinile și cei doi pești, bucățele, și le-a dat. Și primul a stat, a primit bucată de pâine, bucată de pește și s-a dus. Unu. A venit al doilea, Ioan. Doi. A venit al treilea, Iacov. Trei. 12. Și ce au făcut? Iisus în mâinile lui Iisus. Cinci pâini și doi pești s-au înmulțit pentru 12 coșuri. Și ucenicii au mers la fiecare pâlc de oameni, 50, 100, și au început și ei să facă ce au văzut la Isus. Au început să frângă pâinile și pește. Și au început să le dea tuturor. La fiecare 12 coșuri, 12 apostoli. Scrie că au mâncat toți și s-au săturat. Și Marcu specifică că au ridicat 12 coșuri de fărmituri. Când eram mic am crezut că ei au mers pe acolo pe la picnic și au strâns de pe jos fărmiturile. Cam an, cine face așa ceva la 5.000 de oameni? Și acum strângeau fărmiturile. Nu despre asta e vorba. E vorba de fărmiturile care au rămas în coșuri în urma frângerii apostolilor. Și lecția cea mai mare este că pâinile se mulțesc în mâinile apostolilor. Miroase bine, vine să muș din ea. Am spus special asta, pentru că apostolii erau flămânzi în timp ce împărțeau pâinile. Dragi lucrători, știu că sunteți flămânzi. Nu la figuratul ăsta românesc. Și că atunci când slujești, ai și tu nevoie de slujire. Adică vrei și vrei să te staturi și tu. Dar apostolii au mâncat ultimii. Încă lecția cea mai importantă, ceea ce i-a hrănit pe ei și le-a dat bucurie, este să vadă că nu se terminau. Nu se terminau. Ai, ai, ai... Ai mai hrănit și pâlcul ăla? extraordinar, mergi și ăla ăsta Mă, nu se termină. A fost un miracol absolut extraordinar. Însă, vedem în furtună ulterior că inima lor era împietrită și n-au înțeles, am citit versetul ăla, că cei nu înțeleseseră minunea cu pâine, fiindcă le era inima împietrită. Ce n-au înțeles ei în minunea cu pâinile? Un lucru care ar fi putut să-i ajute în mijlocul furtunii. Și vreau să te ajute pe tine astăzi. Pentru că să-i spui ce treabă are asta cu mine. Îți explic imediat. Inima le-a fost împetrită și ei n-au înțeles. Știți exact ce? Că porunca lui este la fel cu prezența lui. Porunca lui este identică cu prezența lui. Ei s-au speriat pentru că el nu era în barcă și au zis, mamă, ce facem? Gata, suntem terminați. S-au speriat, au început să strige. Și ei îi mustră, le spune necredincioșilor, voi n-ați fost acolo când am hrănit cu cinci pâini și doi pești, mii și mii de oameni? Ce vrea să le spună? Porunca mea este egală cu prezența mea. Pentru că fiecare cuvânt care este din gura lui Dumnezeu are potențialul să se împlinească oameni buni. Dacă primești un cuvânt rema din partea lui Dumnezeu, și pui în aplicație ceea ce îți poruncește Dumnezeu, cuvântul acela are potențialul să facă lucruri extraordinare. Ceea ce de fapt El le spune lor în furtună este: dacă am hrănit 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești, fiindcă așa v-am poruncit eu, dacă ați făcut lucrul acesta, cu siguranță veți putea supraviețui furtunii. Indiferent care e furtuna ta acum care e problema, necazul, stresul tău acum. Atâtea oportunități pierdem în viață, fiindcă stăm în biserică și spunem că avem credință, dar de fapt inima noastră este împietrită. Doamne, mărește-ne credința. Când vine furtuna, dăm, dă, dăm, vina pe diavol. E diavolul. E o posesie. E diavolul, nu? Și uităm că Dumnezeu ne călăuzește pași. El ne împinge în corabie, exact cum i-a împins pe ucenici. Și El este Cel care îngăduie furtuna Tocmai ca să învățăm de la vânturi să trăim prin credință. Boala pe care o ai, handicapul pe care, cu care te lupți, copilul care nu te ascultă, promisiunea care întârzie să se împlinească, afacerea pe care ai pierdut-o, furtuna prin care treci tu este îngăduită de Domnul. De ce? Ca să-ți despetrească inima. Când Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne dă revelații. Când am primit revelația, revelația vine cu poruncă. Porunca trebuie neapărat împlinită. Fiindcă mulțimile prea trebuie hrănite prin mâinile noastre. Am spus că Dumnezeu nu mai trimite arhanghel, Ci El trimite porunca și porunca Lui este identică cu prezența Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Când vine arhanghelul la Maria, și ce îi spune? Când Maria îi spune, dar eu sunt fecioară, eu nu știu de bărbat, cum? Știți ce îi spune? Arhanghelul, în, King James spune All things are possible with God. Toate lucrurile sunt cu putință lui Dumnezeu. Nothing is impossible with God. Cu alte cuvinte, o traducere mai bună ar spune niciun cuvânt proaspăt de la Dumnezeu, ăla este rema, niciun cuvânt proaspăt de la Dumnezeu nu vine în viața ta fără să aibă abilitatea de a se împlini. Vedeți, ghinda are posibilitatea în ea să devină un mare stejar. Are posibilitatea. Asta e cuvântul care vine din partea lui Dumnezeu. Ca să ajungă un mare stejar, cineva trebuie să facă o groapă, să o pună acolo, să o ude, să aibă grijă. Asta este, de fapt, cuvântul Rema. Noi nu înțelegem, multe ori credem că vine cuvântul Rema, bum, pf, și explodează toate lucrurile, se întâmplă. Nu! No! Nu! Dumnezeu a rostit cuvântul în viața ta, ți-a dat chemarea, ți-a dat instrucțiunile și după ce le-ai împlinit, el spune, du-te și hrănește tu. Eu? Păi n-am resurse. Exact! Dumnezeu este cel care binecuvintează, Dumnezeu este cel care înmulțește. Amin? Amin? Acum, dacă ești la o cotitură în viața ta, în final, acum vreau să spun, oare nu cumva ai ignorat instrucțiunile? Și mă voi ruga ca Dumnezeu să-ți arate cuvântul, să-ți dea revelație și să-L aștept să se împlinească în viața ta, fiindcă El împlinește ceea ce poruncește. Și astăzi vrem să ne rugăm împreună.